Când vă uitați la mine, e greu să vă dați seama la ce emisiune vă uitați, dar când vă uitați la invitații mei, foarte ușor vă dați seama despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, este miercuri seara și dacă este miercuri seara, avem invitați tineri. De data aceasta o avem pe Gabriela și pe Rebecca. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să veniți. Bănuiesc că ați avut o zi super lejeră. Da. N-ați avut ce face și hai să ne ducem și noi acolo să ne simțim utile, că oricum, cum a fost ziua de astăzi? A fost... grea. Da. O vreau să zic că nașpa și... Da, a început greu, așa. Dar acum spre final văd că s-a prins bine. Păi e ca și în Biblie, vinul cel bun la urmă, la nunta da. Din Cana, da? Corect. Aglomerată, cu școala, cu ce face? Da, am avut facultate astăzi, după am prins repede trenul și am venit aici. Oh, deci fresh, nicio problemă, da, da, ai avut timp să te pregătești toate cealaltă. Gabi? Eu tot cu facultatea. Așa? Și am avut noroc că am terminat mai repede și am venit aici. I-ai terminat pe profesor sau ați fugit? Da, am fugit. În zilele de astea mai chiulește sau nu prea? Se chiulește, dar eu sunt fată cu mine. Am înțeles, deci tu nu ai chiulit, tu doar, ea doar a plecat, da? Da. Bun, ce facultate faci? Eu sunt la UPG, la litere, pe asistență managerială și administrativă. Mamă, ce e greu și să ții minte. Eu sunt la facultatea de medicină, pe asistență medicală generală. Deci la noi ar fi rugăciunea către bunul Dumnezeu să n-ajungem pe mâna ta. Da. Da, da. Nu, eu aș fi de acord pe chestia asta, să te plătim, să n-avem nevoie de tine. Da, deci, cred și că eu sunt de acord. Da, da, ar fi mai lejer și pentru tine, mai ieftin și pentru noi. Bun, unde te vezi peste 7 ani, că tu ești cu medicină? Hai să vedem, peste 7 ani. La mine acasă. Așa. Cu poate 1-2 copii. În ce an ești? Sunt anul 2. Anul 2? Da. Păi mai 4? Nu, fac 4 ani în total. 4 ani în total? Da. De ce? Da, e bine. Deci la tine acasă, cu un copil, 2, da, da. Da. În ce zonă de țară? Păi pe la munte. Pe la munte. Da. E hotărâtă. Băiatul l-ai găsit? Sper că da. Sper că da. Opa, o să avem subiecte interesante. Hai să ne lăsăm pe Gabi. Tu peste 5 ani, hai să nu-ți dau 7 ani, 5 ani. Vreau să termin facultatea cu bine. Asta sperăm și noi. De fapt, peste 5 ani cam o să termin facultatea atunci, cu tot cu masteratul. Pe urmă o să vreau ușor, ușor să mă așez și la casa mea. Nu știu, păi de ce nu la casa lui? Să avem o casa noastră. Pe o casa voastră, dar te-ar deranja să iei un băiat cu casa gata făcută? Nu. Nu, bun, e fată modestă, de sacrificiu, am înțeles. Da, și ce o să aibă special băiatul respectiv? Bine să fie un pocăit, să-l aibă pe Domnul în inimă și să mă accepte așa cum sunt. Să-l aibă pe Domnul în inimă sau să se mai vadă și pe din afară? Să se vadă și pe din afară. Da, da, asta cu... Să fie viața trăită. Nu mai spus. Bun, deci voi sunteți înaintea căsătoriei, încă nu știți că... Hai că m-ai făcut curioasă, deci l-ai găsit pe... Da. Da, și ce are așa de special? Păi, este modest. E modest. Da, pentru mine chiar e important asta. De ce? Că seamănă cu tine sau nu seamănă pe tine? Nu știu, cred că ne completăm. Așa, deci el e modest, iar tu ești tot cu mână. Da. Am înțeles, da. Ei, nu neapărat. Nu neapărat, că da. Am înțeles. Mândria e păcat, dar da. O mândrie mai smerită. Da. Și neapărat pentru mine a fost să îl aibă pe Dumnezeu de mână în fiecare clipă. Și am văzut asta. Și sper să o văd în continuare. Sper să o văd în continuare. Da. Bun. Bine, hai să nu... Voi nu sunteți așa dintotdeauna, bănuiesc, nu? V-ați născut și voi în mod normal, într-o familie, ceva? Da, ne-am născut în familie. Eu m-am născut în familie creștină. Așa. Am mers la biserică de mică. Și după, în perioada... Adică că ai vrut, că n-ai vrut... M-am dus, da. Te-ai dus, da. Da, da, de obicei te-ai dus de bunăvoie, că așa hotărâ mama și tata. Da. Și ce ți-ai... Ai prins procesul ăla clasic, cum mergem la grupele de copii, mergem la adolescență... Da, da, da. Ce ți-a plăcut la biserică de mică și ce nu ți-a plăcut? Când eram mică, sincer, îmi plăcea că mă întâlneam cu ceilalți copii. După când au început să dispară copiii din biserică, pentru că eu fac parte dintr-o biserică mai mică, atunci mi-era mai greu să vin. Și după am descoperit grupul de tineri de aici, de la Logos, și atunci mi-a făcut plăcere deosebită să vin. Mai ales că erau și băieți în grupul de tineri. Nu. Nu, nu. Bun, am înțeles. Bine.
Eu am crescut tot așa într-o familie de creștini, veneam de mică la biserică, mai obligată, mai că am vrut. Și mereu mi-a plăcut melodiile, muzica, dar și colectivul. Ce cântec ți-a plăcut mai mult? Așa ți-aduci aminte? Dumnezeu tăria mea, știu că mereu îl cântam. Tăria mea, așa, da. Mă încuraja. A, deci tu chiar te gândeai la el, nu era vorba doar de melodie. Da, mai mă trezeam pe stradă cântând uneori când eram supărată sau mergeam la școală și aveam o zi super proastă, mă trezeam cântând pe stradă. Asta e bine, pe decât să înjuri pe stradă, mai, da, bine, mai bine cânti pe stradă, da. Și, bun, acum m-am mai pus pe gânduri. Ce necazuri poate avea un copil, ce probleme să aibă nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și să se bucure că Dumnezeu e tăria ei? Școala. Școala, am înțeles. Să vreme din școală. Ce nu ți-a plăcut la școală? Fiind și creștină, toată lumea mai râdea, se depărta sau jignea pur și simplu și atunci simțeam nevoia de încurajare sau pur și simplu să cânt. Interesant că în termenii laici, să spun, din România, la un anumit nivel se vorbește despre analfabetism religios. Acum că ai spus că lumea râdea de tine, că ești creștină sau ceva, deci cum ați comentat asta? Oare este nevoie de un pic de educație pe tema religiei în general în România? Da, mai ales, adică eu cel puțin consider că mai ales să fie accentul pus pe cunoașterea principiilor mai multor religii. Pentru mine asta chiar a fost un subiect delicat. Pentru că nu știam cu ce se mănâncă mai nicio religie. Nu, mai ales dacă crești într-o anumită biserică, da, s-ar putea să fie doar... Exact, da. Și cu cât am crescut, am realizat că multe religii au principii bune și că ar trebui, din punctul meu de vedere, să nu desconsiderăm o religie pentru simplul fapt că nu e a noastră. Asta da, pe de altă parte, cred că nu trebuie să ne fie de rușine de valorile în care credem. Asta da. Dar una este să nu fii de acord cu convingerile cuiva, să ai alte convingeri și cu totul altceva este să disprețuiești persoana respectivă, da, pentru care convingeri. Și când ajungem la jigniri și de genul care ai spus tu, nu mai are treabă cu valori sau nevalori, are treabă cu persoana și nu-i chiar drăguți, da? Bun, în general eu întreb pe tineri, crescând în biserică, nu este riscul să te obișnuiești cu biserica și cu toate celelalte și să nu-ți mai pui problema unei relații personale cu Dumnezeu? Cred că există riscul ăsta, dar la un moment dat ceva din tine tot vrea să cunoască cel adevăr. Cum a fost la tine? Ia, că cel mai simplu vorbesc despre tine. Eu... mergeam mai mult obligată în ultimul timp, dar pe urmă la liceu eram în tabără și am auzit mai multe mărturii. Mă întrebase cineva... În tabără cu tinerii? Cu alți tineri? Da. Și mărturii de ale lor? Da. Și de la oameni mai mari. Și au avut un anumit impact asupra mea. Mă întrebase cineva dacă vreau să mă închin Domnului, dacă vreau să-L primesc. Am zis nu prima oară. M-a întrebat a doua oară și atunci ceva din mine a zis da, acum e momentul, spune da. Și atunci am început să plâng și știu că m-am simțit foarte liberă, împăcată. Și am acceptat. Și de atunci tot a fost ușor, bine, fără nicio problemă? Nu, apar piedici. Da? Mai ales când ești la început, apar multe piedici. Satan caută să te distrugă. Despre ce vârstă vorbim? 16 ani. 16 ani. Bun, dar nu e vârsta când le știi pe toate. Nu. La nicio vârstă nu știi chiar tot. Înveți pe parcurs. Se vede cu trecut de 16. Zi la tine, cum a fost? Obișnuință? Da, a fost obișnuință pentru o perioadă bună de timp, până am început să ies din zona mea de confort și atunci Dumnezeu m-a pus în niște situații în care am realizat că trebuie să-L cunosc personal ca să pot să iau ajutorul de la El în mod personal. Dintre alea niște situații, spune numai una. Aia mai finuț, așa, nu alea mari. Nu știu, să zic momentul în care
m-am întors eu la Domnul sau? Spune-ne că așa noi toți ne gândim acum în ce situație. Ai intrat într-o gașcă de talibani, ai pierdut examene, te-a abandonat un băiat și asta poate fi o situație. Că... Nu. Situația a fost când eram pe munte într-o zi și nu știu cum s-a întâmplat, mi s-au deslipit tălpile de la bocanci și cum toată lumea continua pe traseu, eu am fost foarte hotărâtă să nu renunț și să nu mă întorc înapoi, pentru că m-am gândit eu că aș strica cheful tuturor. Inclusiv a tău. Da, exact. Care era stricat, da. Și cum sunt pasionată de chestia asta, am zis, hai că trebuie să reușesc eu cumva și cu ajutorul și al celorlalți, dar mai ales al lui Dumnezeu, nu știu, am simțit că am avut așa un drum în care am stat să mă gândesc la fiecare etapă a vieții mele, am stat să mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu și dacă e cu adevărat personală. De la niște papuși da, dezlipiți. Da, da, da. Și ce ai făcut? Te-ai legat cu sârmă? Că eu acum tot nu, cu niște... Vreau să-i văd deja în minte. Fașe de pansament. Fașe de pansament. Da. Cineva a avut, da. Și cumva au ținut și am ajuns aproape de vârf, nu chiar în vârf. Dar am fost foarte mulțumită la finalul zilei de decizia mea. Și am știut că este o decizie. Dacă tot am trecut la mărturisiri, istoria e lungă, dar încerc să fac scurtă. Îmi dă cineva o pereche de pantofi și nu încep, nu cu tare, până într-o zi când trebuie să mă duc la televiziune. Și iau pantofii, că s-ar fi potrivit, zic eu, la costum, și îmi dau seama pe drum, mă duceam în altul ăla și că ceva mă agață la accelerație. Dar e ok. Când mă dau jos din mașină, mi s-a desfăcut alta. Wow, nu mă întreba cum am intrat în sediu, ei au vrut să mă bage prin față. Eu zic, n-aveți cum i-am ales picioarele pe sumese, de ce mai vrem noi măsuțe pe aici, dar care se mai ascunde? Deci a fost show, știi, dacă mă duceam la radio era altceva, dar n-au știut ei de ce sunt eu așa cu minte și puțin, i-am talpa jos. Deci merge, cu papuce merge, da. Și atunci te-ai hotărât totuși la o relație personală cu Dumnezeu. Da. Ce ați recomanda unor fete de vârsta voastră atunci? Câți ani aveai? Aveam 17. 17 ani. Da. Ai recomanda unei fete de 17 ani să se gândească serios la relația cu Dumnezeu? Prea târziu, prea devreme? E puțin cam târziu. Adevărul e că mă gândisem și înainte, numai că nu aveam un pas care să mă determine să fac această decizie. Dar da, cred că este un moment chiar critic în care să te gândești la o relație cu Dumnezeu. Bun. Până te mai gândești tu la... Acum, în sfârșit, îți fac un favor. Următoarea întrebare va fi dacă ai în fața ta o adolescentă, încearcă să o lămurești la ce ar folosi o relație cu Dumnezeu. La ce o poate ajuta. Zii tu... Chiar, cum au fost primii pași în viața de credință? Că a venit ziua botezului, frumos, flori, toate celelalte, aia e chiar faină. Și după? A fost greu, pentru că și din partea colegilor, eram la liceu atunci, de-abia aflaseră, au început și ei, wow, de ce, cum, să-mi pună întrebări. Unii... Păi asta e bine, că poți să-ți mărturisești credința. Da, dar unii puneau un batjocoră, dar totuși încercam să le explic câte ceva și alții chiar erau interesați. Dar n-au fost niciunii la botezul tău? Ba da, i-am invitat, a fost colega mea din liceu, o prietenă foarte bună. Și încă o fată, prietenă cu ea, cunoștință. Super. Și au fost foarte impresionate. Și colegii mei au fost impresionați pentru că au dat pe grupul clasei și m-au întrebat cum am ales să fac pasul ăsta, de ce? Și n-am răspuns. Dar niciunul nu s-a gândit serios la pasul ăsta. Hey, nu știm exact. Nu știm exact. Poate au și ei nevoie de chestia cu papuci, cu ceva să nu se deslipească. Deci, adolescenta e în fața ta. Da. Păi, i-aș spune că urmează niște etape dificile în viața ei și că, chiar dacă din exterior par ușoare, dacă nu-L ai pe Dumnezeu, atunci e foarte ușor să te duci în niște locuri din care nu mai poți să-i scapi, să spun așa. Dar adolescentele mai plâng sau nu mai plâng? Da, clar. Pe ce motiv? Păi, nu știu, eu plâng atunci când e o situație dificilă în care nu știu cum să mă descurc sau când am emoții foarte mari de la un film. Care e diferența între a plânge singur și a plânge cu Iisus?
O, e o diferență colosală. Pentru că atunci când plângi singur, știi că nu mai urmează ceva bun după, adică cel puțin te gândești că și acum ce fac și nu știi ce urmează. Dar dacă plângi cu Iisus și ești cu adevărat cu inima pentru El, atunci știi ce urmează și ești sigură că El o să fie bun cu tine în continuare și viața veșnică e a ta. Deci poți avea în Iisus chiar un prieten? Clar. Gabi, cu tine mă întorc la familie. Nu e necesară nici la o întrebare, nu trebuie să răspundeți, dar frumos ar fi să răspundeți. Mai întrebam noi așa pe la Comitetul Biserici, când veneau pentru botez la mărturisire, dacă ar fi să aleagă între model de pocăință pe tata sau pe mama? Cred că pe amândoi, pentru că sunt o figură maternă și mi-au arătat prin faptele lor ce înseamnă să fii creștin, cum trebuie să se comporte un creștin, mai ales prin educația pe care mi-au dat-o. Știu, când eram mică, ne strângeam seara cu toții și citeam din Biblie și cântam. Și am un plan, când voi crește și o să am familia mea, să pun partea asta și dimineața și seara. Și dimineața și seara. Ea deja a început să-mi răspundă la a doua întrebare, că pe tine chiar te-am nevrit bine cu întrebarea. De obicei, pe ăștia care îi întreb, știi, ca tata, ca mama, zic ca bunici, știi, bunicii plecați la Domnul, e ok, nu mai iau de nimic. Deci e chiar frumos că ai amintiri așa frumoase din familia părinților. Și am vrut să te întreb ce ai prelua în casa ta de la ei. Deci ai preluat timpul de rugăciune, de cântare, așa? Gătitul de la mama. Gătește bine. Timpul petrecut în familie. Avem, mai de curând, avem seara de jocuri în familie. Seara de? Seara de jocuri. De jocuri. Da, ne strângem toți și ne jucăm. Părinții au o vârstă un pic mai mare decât tine, nu? Da. Dar nu, mă gândesc și eu așa, da, și vă jucați. Da, tu ești singură la părinți? Nu, eu mai am o soră mai mică. Deci vă jucați cu aia mică, să fie pretextul. E clasa 11-a. Și ce vă jucați? Avem jocuri. Bătăi cu perne, nu? Nu, sequence. Noi, pentru că dimineața noi suntem la școală până pe la 5, ei sunt plecați la muncă până la 5-7, depinde, nu petrecem chiar așa mult timp împreună și atunci ne găsim toți într-o cameră și uneori... Da, asta, cum să spun, dacă aș alege eu puncte tari dintr-o emisiune, normal că toate sunt tari, ăsta ar fi unul super tare, familia să se mai joace împreună. Deci, nu știu... Nu ne permitem să vorbim că nu avem rezultate și sondaje de opinii, dar cam în câte familii credeți că familia se joacă împreună? Puține. Foarte puține, foarte puține. Deci felicitări părinților, le mulțumim frumos. Tu ai preluat ceva din casa voastră să duci la voi sau la voi tot o să fie 7 stele mai sus? Nu. Foarte multe aspecte le-aș lua și le-aș aplica în viața mea de familie. Să dau câteva exemple? Deja te-ai prins. Păi, probabil felul cum se discută la masa de seară problemele zilei. Și atunci fiecare vine cu soluția lui. Bineînțeles că noi, copiii, suntem mai puțin luați în seamă. A, voi micuții. Da. Dar ce ai, frate sau soră? Două surori mai mici. Două surori mai mici. Da. Și alea o fi în Pampers sau o ieșit? Nu. Una are 15 ani și una 13. A, și părinții te bagă și pe tine tot cu ele. Și... Da, uneori da. Da, da, așa atunci ce au de spus copiii ăștia? Aoleu, părinților, vă rog, luați notițe. Așa. Ceva de genul. Deci asta, tu ai luat statul la masă împreună, clar. Dar nu o să le zici copiilor... Voi tăceți din gură. Da, nu, bine, nici ție nu zici așa, numai da. Așa înțelegeți voi. Da. Deci statul la masă împreună, super. Deci voi încă mai mâncați împreună? Da. Când vii tu acasă de la facultate, da, bineînțeles, da. Așa? Da. Tot la fel, cum a spus și Gabi, seriile în care citim împreună, mai ales rugăciunea, mi se pare foarte importantă într-o familie. Pentru că așa... Bun, dar nu, acum, eu nu știu, cred că v-am spus, adică n-am avut timp să vă spun. Noi, aici, voi nu trebuie să spuneți lucruri de dragul de a spune, că așa sună bine. Da, deci, știu. Vouă chiar vă place rugăciunea, da. Așa, da? Bineînțeles. Să vă rugați împreună. Da. Super, frumos. Mâncatul împreună, rugăciunea împreună.
Deja mie mintea am stat numai cât de bine gătește maică, să știu. E super. Bine, hai să schimbăm un pic de la familie la biserică. Ați crescut amândouă în biserică, deci v-ați dus pe toate etapele astea. Să zicem că seara asta eu vă bag în sfatul bisericii. Comitet, nu știu cum ziceți, comitetul bisericii, sfatul, bătrânii bisericii, cei care au hotărâri pentru biserică. Ce schimbați? Eu le-aș sugera. Nu, acum, da, tu ești acolo, ai voie să propui. De săptămâna viitoare o să facem mult mai multe evenimente în care să evangelizăm. Ce înseamnă evangelizăm? Persoanele din jurul nostru. Adică vecinii, colegii de muncă, poate, să vin cu anumite proiecte care să ajute în sensul ăsta. Mm-hmm. Pentru că mi se pare că biserica din ziua de astăzi, cel puțin asta este părerea mea, se concentrează prea mult pe bunăstarea bisericii și ce se întâmplă în biserică, când citim din Biblie, cu cine ieșim afară, anturajul, dar până la urmă cred că misiunea noastră pe pământul ăsta e să îi ajutăm și pe ceilalți să-L găsească pe Domnul. Și cred că aș face o schimbare în sensul ăsta. Ai avea și niște idei practice dincolo de ideea aceasta? Că aici nu pot comenta nimic, adică tu ai adus o chestie care e chiar viața bisericii. Pentru asta ne-a lăsat Hristos pe pământ. Deci nu pot să spun că ai zis ceva rău, că mă bate Scriptura și bunul Dumnezeu. Dar dincolo de ideea în sine, ca principiu, ai avea niște idei practice cum să facem evanghelizare? Da, dar bineînțeles, eu m-am gândit în cazul meu, adică ce aș face eu. Mm-hmm. Și aș avea așa niște idei care pot să spun că sunt clasice, adică sigur s-au mai făcut, dar nu cred că s-a pus accentul cât ar fi trebuit pe ele. Poate... Bun, și dacă folosim o idee care s-a folosit de 2000 de ani, ce contează? Da. Poate... Că s-ar putea unii să mănânce cartofi de 200 de ani. Știi? Și care e problema? Tot îi mâncăm, nu? Da. Împărțirea de piante, poate, mi se pare destul de importantă, deși e clasică. Mă gândeam cumva pentru oamenii străzii, chiar dacă mai ales la noi în România am observat că se prezintă ideea că fură, că vor să-și ia băutură și nu știu ce. Eu chiar cred că sunt oameni care au o poveste în spate și cumva aș merge și pe ideea să-i ajutăm într-un sens. Adică ei cu siguranță nu sunt ocupați și putem să ne facem programul astfel încât să îi vizităm, poate să zicem ceva de mâncare, nu neapărat bani. Tu crezi că un om a străzii are și el suflet? Bineînțeles. Și a murit Hristos și pentru el? Da. Și că șansa lui ar fi tot Iisus Hristos? Da. Doamne, bine crezi. Soră, din sfatul bătrânilor sau la biserică, că nu trebuie să fie bătrân. Pe lângă ce a zis Rebecca, eu mă gândeam că am putea aduce mai mulți invitați în biserică, o față nouă, pentru că fiecare are povestea lui și putem să învățăm mai multe. Un fapt dovedit de credință. Știu că atunci când tot așa eram mică, eu am multe exemple din copilărie, a venit un frate care a învins cancerul și știu că din ziua aia, și acum îl țin, deși eu au trecut, cred că vreo 10 ani, din ziua aia m-am gândit serios cât de mult poate face Dumnezeu pentru noi și că El este medicul suprem. El ține de viață, El ține de moarte. Și cred că ar fi o idee. Asta nu înseamnă că n-avem nevoie de medici. Nu, avem nevoie de medici. Prietene, da, da. Suntem prietene, nu pot să zic altceva. Da, da. Eu acum m-am prins că am vrut să te întreb să aducem mai mulți invitați în biserică și eu mă gândeam, invitați în față sau invitați în bănci, știi? Dar acum m-am prins. Deci pe tine te impresionează lucrarea lui Dumnezeu în viața cuiva, ceva palpabil. Da. Am fost torb, acum văd, da. Hristos a lucrat în viața mea. Și asta. Pentru că, într-un fel, e un exemplu, e faptul dovedit. Cei care vin în biserică, care nu sunt pocăiți, pot să zică, vai, unde ați văzut voi asta? Și printr-un exemplu, poate ceva în inima lor se mișcă. Bun, dar acum să nu zici că e rău, că așa sunt. Tu, din viața ta, poți povesti ceva altora? Cum te-a ajutat Dumnezeu? Bine, m-a ajutat de multe ori când eram foarte supărată sau când eram bolnavă și m-a ridicat. Mereu mă rugam atunci când simțeam că sunt la pământ și nu mai vreau deloc să duc mai departe. Sau... Și mă rugam și
simțeam în interiorul meu ceva cu o tărie. Îmi spunea, poți mai departe, luptă. Și de fiecare dată încercam să mă refugiez în rugăciune. Super. Da, și eu cred că, deci pe de o parte, pe noi ne încântă când citim Scriptura și vedem ce a făcut Dumnezeu în viața altora. Doar că, deși credem într-o totalitate Scriptura, sunt câteva mii de ani între noi și David cu praștea și cei din Faptele Apostolilor sau nu știu unde. Și nu știu dacă unui băiat, unei fete din generația voastră, care poate n-are nicio treabă cu religia sau ceva, nu că e vinovat, așa a crescut. Zici tu lui David, tu îl știi pe David, îi spui tu lui David, el cine știe la ce David se gândește, e foarte bine. Adică am auzit că s-a dus unul la biserică și predicatorul mai tânăr a predicat despre David. Și cred că l-a și mustruit un pic, pe păstorul mai vârstă îl chema David. Și la final musafirul zice, păi mi-a plăcut, dar nu știu, bă, chiar așa asta tânăr să se lege de ăsta în public, știi, de colegul lui, deci ce treabă avea una cu alta. Dar dacă tu vii și spui unei colege, băi frate, hai să spune un lucru. Uite ce a făcut Dumnezeu ieri în viața mea. Asta nu mai poate să schimbe nimeni, că e vorba de ieri și e vorba de viața ta, nu sunt povești, da? Deci tu ai fi, păi voi sunteți bune ca prietene, tu mai mult cu ea din afară, ea îi aduce pe ăștia dinăuntru să-i interească ca să meargă altceva. La ce oră ar începe biserica? Păi cum începe și acum, mie mi se pare o oră bună. Adică? 9. 9? E ok? Da. Nu e prea devreme? Nu. Mai bine că voi vă trezeți și mergeți la facultate, de asta sunteți obișnuite mai dimineața, da? Da. Două servicii pe zi sau unul? Două. Două? Mai rămâne muzica în biserică sau nu? Rămâne. Rămâne, sigur. Nu, eu mă gândesc acum, dacă ne mai ține Dumnezeu pe noi ăștia bătrâni în viață vreo 10 ani, ce se întâmplă cu noi? Ce faceți voi în 10 ani cu biserica? Asta am și eu curiozitățile mele. Deci totuși un pic de muzică mai rămâne. Da? Pe viitor o să fim bărbați și femei, stăm sau pe familii sau pe vârste? Păi, cum o să stăm? Cred că ar fi o idee bună să rămână așa cum este acum. Cumva te deconectezi de restul, poți să te conectezi cu ceilalți. Am înțeles. Nu intrăm la unii și la alții, ca să deja sunt tainice, da. Bun. Dacă... Gabi vrea să răspundă la asta, deja văd când. Dacă ai avea vreo 50 de băieți în fața ta, îi ai aici în camera de lângă mine, ce le-ai spune? În orice domeniu. Ia, uite-te în ochii lor și spune. Chiar nu știu. Zi acum ce ai pe suflet, așa. Chiar nu știu. Deci asta chiar nu știu ce să răspund. Hai că te ajută, Rebe. Eu le-aș spune să fie mai atenți la ce vorbesc și la cum ar putea o fată să interpreteze ceea ce spun ei. Pentru că... Mamă! Ia. Continui? Da. Pentru un pic că... mai, că noi băieții nu pricepem așa. Noi suntem tot mai... Tocmai de asta. Așa, ia zi-o tu mai pe românești, așa. Eu cred că ar trebui să fie mai sensibil și până la urmă, dacă noi suntem vasul slab, să se comporte ca și cum am fi. Adică? Adică, de multe ori au impresia că ce spun ei și cum ar interpreta ei ceea ce vorbesc, așa o să interpretăm și noi. Și ce, voi sunteți într-o altă lume? Nu neapărat, dar... Dar nici pe departe. Da. Ia, dă un exemplu așa, că tu ești cu exemple practic. Ce-ar putea spune un băiat, asta ar fi culme, ia fă o chestie din asta, ce-ar putea spune un băiat și ce poate înțelege o fată? O să mă gândesc puțin. Îți dau eu exemplu. Băieții care cresc în familii de credincioși. Credincioși. Da. Okay. Cum ați crescut voi, da? Da. Bănuiesc că toți părinții învață să fie drăguți, să fie atenți, mai deschizi ușa, saluți, nu știu, să mai învață chestiile astea, da? Da. Bun, și tu vii la biserică, la o întâlnire itineret și doi, trei băieți sunt așa cum spun eu, politicoși, te lasă să intre pe ușă, îți oferă cartea de cântări, îți dă paharul de apă. Nu, eu nu m-am referit la cum se comportă ei în viața lor, adică cotidian, pentru că știu că sunt diferiți și se vede asta. Mm-hmm. Dar mă refer la vorbele pe care le spun, adică nu știu să dau un exemplu concret. Nu știu. Tu te gândești pe care să-l lovești acum.
ai niște lume în minte și nu știi pe care să-l lovești, da? Nu, pur și simplu la duritatea cu care spun anumite lucruri, pentru noi poate să însemne mult mai mult decât au vrut ei să pară că... Adică mai mult decât au vrut ei să spună. Da, vezi, eu nu m-am gândit, eu m-am gândit la aspectul ăla mai sentimental, că el face niște gesturi din astea și deja tu te vezi mireasă, știi? Nu. Mă gândeam că poate fi și așa, știi? Și atunci ce să-i spun băiatului care încearcă să trăiască o viață normală ca să o învăța părinții? Tu ai sărit în cealaltă extremă, că el zice ceva și te poate răni mai mult decât... Da. Deci dacă tu până la urmă ai vrea să spui băieților, băieți, vedeți că noi suntem fete, nu suntem băieți. Da, să vorbească mai, firav, mai să se vadă diferența când, atunci când vorbesc cu o fată și cu, atunci când vorbesc cu un băiat. Nu știu. Ha, e interesant. Gabi, voi chiar puneți poverghele pe băieți. Ai în fața ta băieți care au crescut împreună cu băieți. N-au soră în casă. De unde să știe toate chestiile astea? Wow! Păi, cred că poate să iei exemplu de la mama lui. Așa. Și de la colegii din clasă sau chiar din adunare, să vadă cum se comportă o fată, să-i analizeze puțin comportamentul. Da, ei zic că voi sunteți de pe altă planetă. Și că ei sunt normali. Eu știu, nu știu ce pot gândi ei. Ar putea să întrebe? Da, ar putea să ne întrebe cum vrem să, nu știu, ce fac ei greșit sau dacă ne place... Nu, ei nu fac greșit, hai să ne înțelegem. Asta vă întrebe de ce voi sunteți altfel, da. Dacă presupun chestia asta... Să te mai firave, să te comporte mai cizelat. Nu, dar ce e greșit în asta? Că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Nu, este foarte bine că ne-a făcut diferiți, numai că noi avem o minte mult mai încrucișată și ne gândim la toate situațiile. Adică îmi place chestia asta, noi suntem cu avioanele și ăștia sunt cu planorul sau cu ce, cu parașută. Nu, ei au un fir foarte scurt și noi avem dita mai gemu. Fiecare situație se leagă cu cealaltă și interpretăm și seara înainte de culcare stai și te gândești că ce a vrut să spună, ce... La o singură propoziție găsim zeci mii de înțelesuri. Da. Și te-ai gândit că un băiat după ce discută cu tine în jumătate de oră, în următoarele 5 minute, poate să uite și cum te cheamă? Da, exact, la asta mă refeream. Și să nu uite, am înțeles, da, m-am prins și eu, deci dacă tot a stat de vorbă jumătate de oră cu tine, să nu te uite în următoarele 5 minute. Bun, vis-a-vis de... Acum în comitet v-am băgat. Hai să vedem dacă ați fi predicatori. Ar trebui să vorbiți public. Adevărul lui Dumnezeu, eu de asta zic. Da. Cum ați face? Ce ați aștepta de la cei care ies în fața bisericii să dea învățături? Poate aș pune accentul mai mult pe ce se întâmplă în lume la momentul actual. Poate pe prorocii. E un subiect care în ultimul timp mi-a dat de gândit că la noi în biserici foarte rar se explică anumite prorocii. Daniel, Apocalipsa, cred că pe asta aș pune accentul mai mult. Și la ce se întâmplă în lume acum, războaie, toate astea și... La chestiile astea cu profețiile, cărțile profetice și toate astea, tu ai aștepta ca cei care vorbim în față să te... ajutăm să ai puțin mai clar în minte sau să te încurcăm? Să avem mai clar în minte. Da, înțeles. Pentru că spunea cineva că a început să caute niște mesaje din astea să se lămurească și el cu o carte și... Da. Poți să intri într-un... Da, câteodată mai bine... Dar acum cu profețiile astea e mai greu. Dar cu Iisus, cu învățăturile Domnului Iisus, e greu să le pricepi. Nu. Le trăim pe alea și vedem. Da, cred că e destul de simplu dacă te gândești. Am un exemplu, chiar auzeam zilele trecute de niște certuri dintre frații în biserică și... Doamne, așa le zici pe direct. Zici tu, părtășie intensivă. Da, ce nu, astea sunt... Bun, tu ești pe direct seara asta, am înțeles că... Și mă gândeam, oare dacă aș fi în situația dânșilor, m-aș gândi că Dumnezeu spune că dragostea acoperă totul. Și... Când stai să te gândești la cuvintele Domnului Iisus și la învățăturile Lui, e destul de simplu de interpretat ce ar trebui să faci. Și... Acum, ea deja a devenit predicator și ne dă lecții. Ia zi, Gabi, tu nu te cerți cu sorta. Da. Bun, ia zic cu ouă ăla, pune. Mai am discuții cu ea, dar... Ai văzut cum a schimbat? Discuții, nu ne certăm. Avem niște discuții.
discuții intense. Așa. Dar încerc să-mi amintesc că trebuie să fiu un exemplu pentru ea și încerc să las mai moale, să îi explic cu frumosul, dacă pot. Păi ești mai mare ca ea, da, o altă sunt vârstă. Mai mare și încerc să o învăț sau măcar să-i arăt, ok, vorbim ce te deranjează, nu țipă, nu zbierăm, nu ne batem, nu nimic, suntem calme. Și încerc să fiu cât se poate de calmă, mă rog să-mi dea Dumnezeu pace, să pot să-i explic așa cum trebuie, să fiu un exemplu pentru ea și să nu mă vadă ca o soră mai mare care vrea să-și impună piciorul. Eu sunt aia, faci ce vreau eu. Păi, acum eu presupun, dar când presupunem putem și să greșim. Ea ai zis că are câți ani? Are 17. 17 ani. Teoretic ar trebui să fie și ea într-o relație bună cu Dumnezeu, dar practic tu la 19 ani ar trebui să fii un pic mai matură decât ea. Exact. Și atunci faptul că ești mai mare, mai matură, cumva pune niște obligații, da, pe tine în plus. Da, încerc să mă gândesc și la modul ei de gândire și de ce reacționează așa. Și încerc cât pot eu de bine sau cât pot să o fac să înțeleagă anumite lucruri. Da, nu mi-ai zis ce ai schimba la cei care vorbesc. Cum a zis Rebecca, aș vrea să se vorbească mai mult despre lumea aceasta, pentru că... Trăim în ea. Da, trăim în ea. Și m-am gândit de foarte multe ori în ultimul timp la ce se întâmplă în lume. Cred că ne apropiem de perioada aia cu sfârșitul și ar trebui să fim mai conștienți de ce se întâmplă, de mai conștienți de venirea Domnului pe lume. Ar trebui să vorbim mai mult despre asta și să facem și tinerii în principal. Bun, și ce te faci dacă Domnul Iisus vine înainte de nunta ta? Nu-i problemă. A, nu-i problemă cu asta, da. Deci ok. E nunta față de Domnul Iisus. A, deci tu te pregătești pentru două nunți. Am înțeles. Bun, n-am zis nimic de întâlnire de tineret, ser de tineret. Aveți, faceți, sunt importante? Da, vineri seara ne întâlnim. Ok. În ultimul timp am văzut că se discută mai mult Biblia, adică în sensul că o studie mai mult, nu că se discută Biblia. Și chiar mi-a plăcut. E o provocare pentru noi, pentru că cu siguranță avem lipsuri în ceea ce privește cuvântul Domnului și chiar mă bucur că se întâmplă Citiți asta. Citiți Biblia în particular? Bineînțeles. Cum e mai ușor să o citești? Cum se deschide sau după un anume program? Pentru mine după un anume program. Știu cam unde ar trebui, azi e ziua, și da. Dacă am ratat, știu ce am ratat și așa, da. Și tot după un anumit program și la sfârșit de zi sau după ce citesc unde sunt, citesc cât un psalm. Mi se pare mai interesant. Și mai liniștitor cu data așa. Psalmii sunt cartea pentru sufletul oricui, că cei care au scris psalmii au fost așa, peste tot, și sus și jos, și același om, și sus și jos. Că asta este viața reală și degeaba încercăm noi să regizăm. O emisiune putem regiza, dar viața nu o putem regiza, dar o poate regiza Dumnezeu. Și când El este la cârma vieții, noi nu o să spunem ca alții că întotdeauna este ușor, că va minți. Nu o să spunem întotdeauna că o vedem frumoasă pe moment. Dar adevărul este că atunci când rămânem lângă Dumnezeu, ne încredem în El. Chiar dacă este greu, chiar dacă plângem, chiar dacă nu înțelegem multe lucruri, măcar știm că l-avem pe Dumnezeu aproape, ne amintim cât de mult ne iubește și apoi când trec toate, încă o dată ne dăm seama că problema a fost la noi, nu la El. Dumnezeu a fost tot acolo, Dumnezeu ne-a iubit la fel de mult și El avea un plan pentru maturizarea noastră aici pe pământ, pentru folosirea noastră în împărăția lui Dumnezeu și sigur pentru glorificarea noastră. În încheiere, pentru că așa se întâmplă, timpul zboară repede, vreau să vă spun părinților care aveți băieți, fete, băieți și fete, chiar dacă ei nu sunt exact așa cum doriți voi, și o zic slavă Domnului pentru aceasta, bucurați-vă că îi aveți, bucurați-vă că sunt sănătoși, bucurați-vă că ei îl caută pe Dumnezeu și să știți și cei care nu arată întotdeauna că îl caută pe Dumnezeu, au frământările lor sufletești. Poate unii sunt la vârsta în care n-au curajul să vorbească cu voi, nu vor să vorbească cu voi, poate nu vor să vorbească cu nimeni,
dacă nu puteți discuta suficient de deschis cu ei. Că poate și ăsta are un istoric, relația aceasta, și nu o pot schimba peste zi. Vorbiți cu Dumnezeu despre ei, rugați-vă pentru ei, încurajați-i, asigurați-i mereu că iubiți. Dacă aveți copii credincioși, nu desăvârșiți, că nici voi nu sunteți desăvârșiți. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru aceasta, ajutați-i să-și întărească credința, relația lor cu Dumnezeu. Pentru toți cei care puteți și ar trebui să încercăm să putem, faceți-vă timp să citiți Biblia, să vă rugați, să cântați și, dacă pot să spun, să vă jucați împreună. Pot fi serii, zile foarte frumoase când vă jucați împreună și s-ar putea un joc cu cei din familia să îi facă pe ei să se apropie de voi mai mult decât dacă le-ați citi Psalmul 23 sau i-ați spune să-l învețe pe de rost în limba greacă sau în limba maghiară sau engleză sau care o fi, da? Poate fi și limba română. Deci, ca să nu vă ține mult că v-am ținut, mulțumim tare mult că ne-ați primit în casele voastre și în seara aceasta. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp. Mulțumim și noi. Să aveți o viață binecuvântată. Amin. De ce nu, când hotărăște Domnul, o viață de familie binecuvântată? Mulțumim. Nu trebuie să mă chemați neapărat la nunta voastră, dacă am zis chestia asta. Și mai ales o veșnicie fericită prin Domnul Iisus Hristos. Dacă sunteți tineri și ne-ați urmărit, poate vă gândiți la ce au spus fetele în seara aceasta. Nu mă refer neapărat băieților, ca zi, să vă băgați mințile în cap și să deveniți voi un pic mai sensibili sau astea sunt chestii chiar grele. Poate să vă gândiți la relația voastră cu Domnul Iisus Hristos, poate să vă gândiți, dacă sunteți mântuiți, cum îi ajutați, așa cum spunea Rebe, cum îi ajutăm pe cei din afara bisericii. Faptul că noi îi criticăm nu e mare lucru, faptul că le spunem sau zicem în sufletul nostru că se duc în iad, cu ce credeți că îi schimbă pe ei? Poate vorbindu-le lor despre ce înseamnă Hristos pentru voi în fiecare zi. Ar însemna foarte mult să audă că Domnul Iisus Hristos în generația noastră îi iubește pe tineri și lucrează în viața tinerilor. Și da, dacă unii neapărat vă gândiți la căsătorie, că poate sunteți la vârsta în care ar trebui să vă gândiți la căsătorie, gândiți-vă să aveți o relație bună cu Hristos, El va duce într-o direcție bună și în ce privește căsătoria. Iar dacă unii ați nimerit cumva pe aici și chiar nu aveți o relație personală cu Hristos, nu mă refer dacă sunteți în registrul unei biserici sau nu. Nu mă refer atât de mult la formele din afară. Dacă nu aveți o relație lăuntrică, proaspătă, a voastră cu Domnul Iisus Hristos, poate n-ar fi rău, după ce se încheie emisiunea aceasta, vă faceți timp un minut, două, îngenuncați în suflet, dacă nu vreți să îngenuncheați altfel, îi spuneți lui Dumnezeu ce aveți pe suflet și o să rămâneți surprinși cât de mult vă înțelege Dumnezeu și cât de mult vă iubește. Și dacă tot veți îngenunchea unii sau alții, să vă rugați pentru fete, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru ele, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru alți tineri, încerc când nu uiți să vă aduc aminte că pentru a ajunge în casele voastre, sunt băieți și fete care stau la camere, ne filmează, după asta trebuie să editeze materialul, că așa suntem noi cu figuri în cap, trebuie să facă multe ca să ajungă la voi, poate, de ce nu, vă rugați și pentru ei. Și unii, ia că mi-a venit și mie idee, unii poate chiar contribuiți să ajutați să meargă lucrarea aceasta mai departe. O seară binecuvântată tuturor și nu uitați, când Dumnezeu vă binecuvintează, trebuie să fim o binecuvântare pentru alții. Mulțumesc frumos! A fost chiar o seară faină!